Iulian Bădescu, fostul edil al Ploieștiului, a fost trimis în judecată de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești. Bădescu este arestat preventiv, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă continuată, luare de mită, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția deținută în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite în formă continuată și folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Anchetatorii spun că Iulian Bădescu ar fi săvârșit aceste fapte în calitate de senator în Parlamentul României și apoi primar al municipiului Ploiești. Alături de fostul edil au fost trimise în judecată sub control judiciar și Ioana Iacob și Iulia Alexandru, la data faptelor secretar al municipiului Ploiești, respectiv director executiv la Direcția Administrație Publică, juridic contencios, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu formă continuată. Dosarul a fost trimis spre judecare în altei curți de casație și justiție, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.